Cum e setul de caligrafie de la Lidl? Merită să-l cumpăr. Pot învăța de el. E pentru mine. Acestea sunt câteva întrebări pe care le-am primit atât de des încât mă bântuie efectiv. Salutări! Eu sunt Denisa Micorici, profesor de caligrafie și azi vom vedea care-i faza cu setul de caligrafie de la Lidl. Un mic disclaimer înainte să începem. Caligrafia pe care m-am specializat eu arată așa și așa. Este vorba despre o caligrafie modernă, cu litere elegante, delicate, de tip cursiv. Părerea mea despre acest set va fi raportată la acest tip de caligrafie. Bun, dragilor, am fost la Lidl, am cumpărat setul, aici este și bonul. Adevărul e că atunci când ești în magazin, acolo, printre raioane, îți fură privirea setul, te și face să te gândești la literele alea pe care le-ai văzut pe social media, care îți plăceau și pe care voiai să le încerci. E un produs disponibil pentru tine aici și acum. Dacă ai mai și cumpărat produse marca lor proprie, de care ai fost mulțumită, poți să înțeleg de ce ar fi îmbietoare ideea unui astfel de set. Haideți să-l deschidem. Și arată el. Vine într-o cutie tip carte. Așa arată pe dinăuntru. Avem aici un toc drept de lemn negru, 5 penițe cu forme diferite, 2 cu vârf rotund redis, 2 plate, una ascuțită, o călimare de cerneală marca Crelado, un set de sigilare cu o ștampilă care are acest model, cu o ceară cu fitil. Avem aici niște papetărie, culoarea ocru ivoar, plicuri și niște cartoline pentru felicitări, mă gândesc eu. Mai avem și o mică broșură. Hai să vedem ce e în ea. Garanția. Ne spune ce conține setul. Sunt 10 plicuri și 10 cartoline. Avem și niște instrucțiuni succinte despre tehnica de lucru pentru aceste penițe. Să ne reamintim că există diferite tipuri de scriere caligrafică, fiecare scriere cu tehnica sa de execuție și instrumentele distincte de lucru. Din păcate, nu există nicio peniță flexibilă în acest set. Iar cerneala este prea subțire, nu are o densitate potrivită pentru tipul de caligrafie care ne interesează pe noi. Sincer, acest set nu mi se pare prea diferit față de restul seturilor de caligrafie din comerț. Toate sunt la fel de generice și unele chiar arată identic aproape. Am primit mai de mult acest set, nu mai țin minte, de fapt nu cred că a venit într-un ambalaj, l-am primit așa. Se observă încă de la împachetare similitudinea. Mi se pare efectiv același set, doar că pe o altă paletă cromatică și cu papetăria care are o textură ușor diferită. Începând cu 2017, când a început să mi se înfilipeze dragostea față de litere, oamenii dragi din viața mea au început să-mi dăruiască seturi de caligrafie. Așa se face că acum am acasă o colecție impresionantă de obiecte decorative. Da, problema mea cu aceste seturi e că toate sunt extrem de generice și nu sunt potrivite pentru stilul de caligrafie pe care îl abordez eu și care te interesează pe tine dacă ai ajuns până în acest punct, în acest video. Acest set, care e foarte similar cu Lidl, să nu zic că e o copie, nu știm care după care s-a inspirat, are la fel penițe diferite,
Niciuna dintre ele nu este însă flexibilă. Tocul drept de lemn, sigiliul cu ceara, cartolinele și plicul, cerneala la fel, nici ea potrivită. Mai sunt și alte feluri de seturi în comerț care îți fură ochii mai mult, cum ar fi acesta, care are un toc pană, dar la fel nici el nu are peniță flexibilă. Mai am primit și acest set de curând chiar, care, sincer, e foarte frumos. E aspectuos, am și o mică perticică în copertă, un sigiliu tare drăguț, un mini toc cu o peniță. Din păcate, nici ea nu e pentru stilul care ne interesează pe noi. Toate acestea sunt seturi cumpărate de către cineva cu cele mai bune intenții, nu mă îndoiesc de asta. Dar, din păcate, ele pot doar să-ți îngreuneze călătoria ta creativă, să-ți îngreuneze învățarea, dacă ce îți dorești este să obții astfel de litere. Pentru că, hai să mă pun în situația ta, ești un începător, primești un astfel de set care te va bucura, bineînțeles. Vei fi entuziasmat, în sfârșit ai primit un cadou exact pe ce îți dorești tu să înveți. Te apuci cu pasiune să trasezi litere, să încerci, să faci și ce să vezi? Literele tale nu vor ieși niciodată așa, pentru că nu folosești instrumentele potrivite pentru asta. Aceste seturi nu te vor ajuta, din păcate, să obții astfel de litere. Ele sunt mai mult decorative sau poate pot fi folosite pentru alte stiluri de caligrafie, cum ar fi cele executate cu penițe late, mă gândesc acum la stilul gotic, italic și așa mai departe. Nu ai nevoie decât de o peniță flexibilă de calitate, un toc oblic sau drept, o cerneală potrivită pentru tehnica în care vom lucra, hârtie și informațiile de care ai nevoie pentru a putea deprinde tehnica de lucru. Pentru că nu am găsit pe piață niciun set de caligrafie potrivit pentru începători, am creat acest starter kit, care e un mini set de caligrafie care să-ți fie la îndemână pentru atunci când îți faci curaj să încerci scrierea caligrafică modernă fără să-ți facă o gaură în buget. E un cadou ideal pentru un entuziast al caligrafiei. Ce conține acest set? Un toc drept de lemn, o peniță flexibilă Brauze Steno, potrivită pentru începători, e una dintre preferatele mele, de fapt. O călimară cu cerneală maro, care amintește de cerneala de nucă pe care o foloseau maestrii caligraf mai demult. 10 coli de hârtie netedă extra fină, hârtie perfectă pentru a începe scrierea caligrafică. Și un mini ghid de inițiere, care conține informațiile de care ai nevoie pentru a scrie primele tale cuvinte. Setul este disponibil pe denisamicorici.ro. Dacă îți dorești o experiență completă de învățare a caligrafiei moderne, setul complet Ghidul Caligrafului Începător îți stă la dispoziție. Las link-urile în descrierea acestui video pentru amândouă seturile. Bun, dragii mei, sper că v-a fost util acest video. Sper că vă ajută să luați o decizie de cumpărare înțeleaptă care să fie în beneficiul vostru. Eu sunt Denisa Micorici și te aștept cu mult drag și altă dată pe acest canal. Aici vei găsi videouri de caligrafie care îți vor fi utile și proiecte creative pe care să le facem împreună. Pe data viitoare! Nu uita să te abonezi!